Sinaxar, 30 decembrie. Sfânta muceniță Anisia. Sfânta Anisia s-a născut în Tesalonic, în secolul al IV-lea. Părinții săi, creștini fiind, i-au dat o educație aleasă și i-au insuflat încă din copilărie dragostea pentru virtute. După moartea acestora, tânăra Anisia, moștenind o avere însemnată, s-a pornit la lucrarea faptelor bune. Astfel, mai întâi și-a eliberat sclavii, apoi și-a împărțit o parte din moștenire la cei nevoiași, iar din cealaltă a căutat să-i ajute pe bolnavi, pe văduve și pe orfani. Dar lucrarea cea mai mare a Sfintei Anisia a rămas viața de rugăciune și nevoințele ascetice. Din nefericire, nu putea să participe zilnic la slujbele bisericești, deoarece guvernatorul Dulcițiu îi persecuta în mod constant pe creștinii din Tesalonic pentru a-i descuraja să mai organizeze adunări religioase. În pofida unor astfel de interdicții, ea s-a hotărât într-o duminică dimineață să meargă la Sfânta Liturghie. În drumul ei spre biserică a trecut pe lângă poarta Casandrei, unde unul dintre militarii ce erau de gardă, văzând-o, i-a ieșit înainte și a întrebat-o unde merge. Temându-se de primejdie, Anisia a dat să se întoarcă și, instinctiv, s-a însemnat cu semnul Sfintei Cruci. Soldatul a observat gestul și a înșfăcat-o, întrebând-o cu asprime: "Cine ești și unde mergi?" "Sunt slujitoare a lui Hristos," a răspuns ea, "și merg la o slujbă pentru Domnul." Iar acela i-a zis: "Te voi împiedica să faci aceasta și te voi duce să sacrifici zeilor. Astăzi este ziua soarelui." Și în timp ce vorbea, i-a smuls vălul să-i vadă fața. Încercând să-l oprească, Anisia s-a luptat cu el și l-a scuipat în față. Atunci, ostașul s-a mâniat atât de tare încât a străpuns-o cu sulița, iar sfânta a căzut la pământ și a murit imediat. Niște creștini evlavioși au reușit să ia trupul și să-l îngroape în afara orașului. Iar mai târziu, după ce Sfântul Împărat Constantin a dat libertate creștinilor, s-a construit o biserică în cinstea ei. Pentru rugăciunile Sfintei Mucenițe Anisia, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.